Hei, salutare! Astăzi o să vă vorbesc despre economie și cum să faceți economie cumpărând mai mult și cheltuind mai mult. Unii oameni cred că să faci economie înseamnă să cheltui mai puțin și să ai mai mulți bani, ceea ce este adevărat. Dar când te apuci să faci economie, va trebui să cheltui mai mult. Ce vă spun eu acum este din propria experiență. Și ca să vă dau niște numere estimative, dintr-un salariu de 1200 de lei, poți pune deoparte pe an, făcând economie, aproximativ 500 de euro într-un an, în 12 luni. Ceea ce vă spun este din experiență și funcționează. Și doar ca să vă dau un exemplu, o să vă arăt ce am cumpărat ultima dată. Ultima dată am cumpărat aceste 4 cutii de Pampers, care au costat 446 de lei. Și deja vă aud cum strigați: "Hei, dar asta nu e economie." Da, nu e economie la prima vedere, dar le-am cumpărat la ofertă, aceste 4 cutii de Pampers pentru cei doi copilași ai mei, și le depozitez. Eu pierd spațiu, că trebuie să le depozitez, dar câștig bani atunci când am nevoie de Pampers și prețurile sunt ridicate. Nu voi fi nevoit să cumpăr la prețul ridicat. De asta, când găsesc o ofertă, atunci cumpăr mai mult. Și la fel e valabil pentru toate lucrurile care nu se strică. Deci nu poți să cumperi ceva care se strică repede și să depozitezi. Cumperi la ofertă conserve, făină, chestii care nu se strică, care țin mult, ulei, și depozitezi. Partea negativă e că pierzi spațiu. Și pentru unii oameni spațiu e important, dar câștigi bani. Dacă ai spațiu care nu îl folosești, un colț, o debara sub un pat sau undeva, poți să depozitezi acolo și să îl folosești pentru a câștiga bani. Am adus și seturile Lego. O veveriță și o cutie cu o floare. Ți-o nepuraș și o cutie cu o floare. Cam aceasta a fost părerea mea despre economie. Dacă informațiile vă sunt de folos, dați un like, dați subscribe, puteți lăsa și comentarii, o să le citesc. Vă mulțumesc pentru vizualizare și ne vedem în video următor.